tristă, care aduce spaimă și groază. M-a arătat Domnul pentru țara de unde ați venit, din România. M-a arătat Domnul pentru țara România, că nu trece mult, scurt timpul, când se va da o lege, se va da o lege la nivel de țară, de guvern, se va da o lege ca mulți din tineri și mai trecuți de tineri, mai de vârste de mijlocie, se va da legea aceasta ca aceștia persoane să fie chemați, încorporați, ca să puteți înțelege, să fie chemați și trimiși la luptă, nu spirituală, trimiși război. La război, la moarte. Așa m-a arătat Domnul. Și așa se începea o spaimă, așa se începea o tulburare în foarte multe inimi pe întreaga țară. Și în spaima aceasta, în groaza aceasta, Domnul m-a arătat multe persoane căutau un să fugă, și m-a arătat Domnul că începea să caute direcția Austria. Eu vă spun exact ce m-a arătat Domnul. Așa de mulți vor fi prin adunări, că se vor umplea la maxim, nu vor încăpea. Și în mijlocul vostru au venit foarte mulți. Dar foarte mulți. Dar ce m-a arătat Domnul? M-a arătat Domnul că veneau de groază ca să nu fie trimiși la război. Și căutau scăpare alții aici, alții în altă parte, alții în altă parte. Și m-a arătat Domnul că mai veneau români și din alte două țări. Nu vi le spun țările, ca să nu-i spare stare pe aia de acolo. Dar mai veneau din două țări. Și asta se întâmplă repede. M-a arătat Domnul că când s-au venit aici, nu au stat mult. Că se da alt ordin, tot rău, tot greu, ca să facă unele lucruri acei ce nu sunt de aici. Acei ce nu sunt originali din Austria, băștinași. Se da împotriva celor ce au venit, iar niște legi ca să fie trimiși într-o parte, să facă un lucru rău, să facă altul, să fie trimiși în altă parte. Și de aici mulți căutau în altă parte scăpare. Alții căutau scăpare în Germania, alții căutau scăpare în altă parte. Și au spus Domnul așa, nu vor găsi scăpare. Spus Domnul așa, scăparea, izbăvirea, este la mine, a spus Domnul. Și a spus Domnul așa, spune la popor ca să se întoarcă la mine. Aleluia. Ca să mă slujească în vremea aceasta, căci mulți au călcat legământul. Și au zis Domnul, mulți au călcat legământul și a spus Domnul să se întoarcă la mine, că vreau să înnoiesc legământul. Aleluia. Vreau să lucrez în milă, vreau să ridic și vreau să mă îndur. Și au zis Domnul, aleluia, că se va începe așa o învălmășală, că nu vei găsi liniștea și odihna nici în cea mai sigură țară, care te gândești că ar fi o țară mare și tare și liniștită, nici acolo nu se va găsi liniștea, că se va începe așa ca o învălmășală la nivel european și apoi la nivel global. A spus Domnul, poporule, numai la mine vei găsi liniște, căci eu, Domnul, te voi ascunde și te voi pune în cămăruța mea. Aleluia! Care ar fi cămara Domnului, o să o vedem, că o să o prindeți. Aleluia! Aleluia! Și a spus Domnul așa, spune la popor, că eu sunt Domnul oștirilor care vorbesc,
poporul să se teamă de mine. Aleluia. Căci eu sunt Domnul care mă țin de cuvânt. Amin, amin. Și poporul să se țină de cuvânt. Amin. Și să mă slujească, căci cei mai mulți de aici ați spus cândva, încheiând un legământ cu Domnul, ați spus că veți sluji. Și a spus Domnul, poporule, unde-ți este cuvântul? Unde-ți este inima? Ține-te de cuvânt și eu, Domnul, voi fi binevoitor. Aleluia, aleluia. Amin.